e clar și nimeni, nu cred că cineva poate să răspundă clar, precis, ce aduce România în Europa și cât suntem de europeni sau de neeuropeni și așa mai departe. Asta e o discuție lungă. Întâi de toate trebuie să ne definim pe noi înșine și să ne putem răspunde la întrebarea cine suntem noi, cum suntem noi. One of the most typical things of living in Romania, for example, is then the people, when foreign people come here, they never go back with the same image, vision, concept than they had when they come here. No, this is more or less true everywhere. But you know, they go to Rome, they go to London, they already have a lot of information, and they could discover something new eventually. But most of they will get what they expect. When somebody come to Romania, it's my experience in the 3 years, always people go back with complete different opinion and surprise and normally positively impressed. Nu se știe ce vom aduce noi Uniunii Europene, dar depinde de noi și depinde de noi 100%. Zic eu, depinde de mine, depinde de dumneavoastră, de fiecare în parte, de diverse niveluri care ne conduc și nu ne conduc. The images, the concept of Romanian circulating the big majority of European citizens is about a Romanian who doesn't exist anymore. A mythical Romanian, and then we have, I was reading the newspaper on the 3rd of December, for example, one newspaper, two pages about Romania. Italian newspaper was saying Romanian icona, and they were putting, of course, Ceausescu, Ionescu, Dracula, Șicomanici. No, but the only one is still alive is Șicomanici, but she's no more living here. Am trei chiriași. Andre, care este un student de la Paris, Ivan de la Brescia, în Italia, și Frederic din Portugalia. Deci, Franța, Italia, Portugalia, trei tineri foarte simpatici, foarte decenți, luminoși, drăguți, care au venit să studieze la Facultatea de Construcții din București. Ce-i vine în minte unui student în anul 3 la Paris să vină hăp la București, în Colentina, să studieze, să devină inginer constructor? Și mi-a spus foarte clar... Facultatea de aici este mai bună din anumite puncte de vedere. Programele pe calculator sunt mânuite cu mai multă pricepere de profesorii de aici și din punct de vedere tehnic ne pregătesc mai bine. Afirmație care a fost foarte entuziast susținută de ceilalți doi. Și e prima dată când am auzit pe cineva care vrea să vină să studieze în România. Și după aceea mi-a declarat, zice, vreau să învăț românește, fiindcă vreau să lucrez în România. La voi, în momentul de față, există niște posibilități care la mine acasă nu există. Deci asta este un exemplu care cred că este un răspuns la ceea ce poate să dea România Uniunii Europene. Am avut un coleg la facultate care a crescut în Germania și a venit în România să studieze la ASER, la SES German. Și l-am întrebat, Octav, de ce totuși ai venit în România să studiezi? Ai fi avut posibilitatea să studiezi în Germania, unde noi presupunem că e mai bine și mai frumos și un învățământ pe care mulți dintre noi și l-ar dori. Și el a spus că el vine aici pentru că aici învață să se descurce, pentru că aici se lovește de imprevizibil, se lovește de diversitate. Aș spune câte ceva despre ortodoxism, poate despre vorbitorii de limbi străine din România, despre flexibilitatea românilor, dar în același timp poate merită subliniate și alte lucruri care poate nu ne plac întotdeauna foarte mult, jocul la două capete, vorbăria multă, lucru puțin, o anumită neseriozitate politică. Relația noastră cu Europa, exact cum spunea și Giorgio, depinde de noi. Deci trebuie ca noi și mai ales tânăra generație să învețe să își ceară drepturile, să le spun, deși sună foarte urât, așa. Dar până la urmă România nu este o România așa cum ne închipuim noi
sau ni se spune că România trebuie să fie așa, sau România trebuie să fie așa, România trebuie să fie o Românie a noastră, a fiecăruia dintre noi, și acest exercițiu de a arăta România așa cum o vede fiecare dintre noi, ne dorim în acest exercițiu. Nu ne dorim un exercițiu în care copiii să arate cum e România pe care cred ei că ar trebui să o împărtășească cu toți românii. Aici cred că e un lucru foarte important. Și de aici e marea problemă, pentru că dacă noi aici, dacă spunem acum cum am vrea să arate România, probabil că în 5 ani nu vom ajunge la o concluzie, pentru că fiecare are o România lui. Noi am vrea în acest exercițiu să încercăm să-i facem pe tineri să arate care este România lor și ce și-ar dori ei ca această Românie să fie, să reprezinte și să raporteze la Europa.